Bună ziua și bine ne-am regăsit în această ambianță atât de plăcută, pe care mie mi-amintește cumva de zilele culturii peștiene, care în anii 80 se desfășurau la Casa de Cultură. În această după-amiază voi oficia eu serviciile de gazdă, cu mare drag, pentru că domnul director, din binecuvântate pricini, nu poate fi fizic în mijlocul nostru, însă cu gândul și cu sufletul este prezent alături de noi. Și m-a rugat pe mine să vă transmit din partea domniei sale urări de multă sănătate și un mai bine. Cu mare drag, cu mare drag. Cred că majoritatea celor prezenți în sală, dacă nu chiar toți, știți că anul acesta biblioteca s-a aflat într-un amplu proces de renovare. Și toate, cumva acum suntem pe ultima sută de metri și toate evenimentele generate de reîntoarcerea noastră acasă implică prezența domnului director la bibliotecă. Din acest motiv, domnia sa nu poate fi prezentă astăzi alături de noi. Spațiul acesta nu este foarte generos ca și suprafață. Este destul de restrictiv, nu permite prezența unui număr foarte mare de participanți. Dar este intim. Asta am vrut să zic, că este intim, da, deci oferă așa o atmosferă intimă extrem de plăcută. De asta am și făcut asocierea cu Zilele Culturii Călineștiene, pentru că în prima zi, într-adevăr, avea loc deschiderea oficială, însă în următoarele zile deja atmosfera se schimba, oamenii se așezau care unde apucau, erau grupurile mai strânse, mai se așezau mai și pe scenă, adică era o atmosferă tinerească și extrem de plăcută. De asta, acum, întâlnirea noastră din această după-amiază, asta ne evocă. Spuneam că sper ca cât de curând să ne revedem la biblioteca nouă, într-un spațiu mult modernizat, digitalizat și cu spații mult mai propice dezvoltării acestor evenimente. Întorcându-ne la această după-amiază, vă propunem o întâlnire cu domnul Silviu Dudescu și volumul său de versuri, Eva și Raiul Domestic. Mărturisesc că auzisem de actorul Silviu Dudescu, însă nu știam că Silviu Dudescu este și poet. Domnia sa este născută în 1967 și este și oneștean, pentru cei care nu știți lucrul acesta. Este un oneștean care s-a născut, cum vă spuneam, în 1967 și m-aș hazarda să spun că probabil pe 2 decembrie, deci dacă am lecturat eu corect poezia locuind în decembrie, și cred că acest volum de versuri pe care și-l lansează astăzi, la Onești, în luna decembrie, cred că este un cadou pe care și-l face Sieși. Așa e. Așa este, nu? Deci, mă tocmai cu 30 de ani. Mulți înainte cu sănătate. Mulțumesc. Revenind, Silviu Dudescu a fost pe rând elev la o școală profesională din Brașov, profil turnător-formator, voluntar pe șantierul național al tineretului, Poarta Albă Mitiană-Vodari, angajat la uzina Steagul Roșu, întreprinderea de autocamioane, student neabsolvent al Facultății de Drept din București, absolvent al Facultății de Științe Economice, masterand în perioada 2007-2009, la cursurile de scriere creatoare coordonate de Alexandru Mușina la Facultatea de Litere din Brașov, apoi masterand la cursurile de arta actorului, Universitatea de Arte din Târgu Mureș. De asemenea, este actor și a fost actor în câteva zeci de filme, reclame și piese de teatru, autor a 4 volume de versuri, penultimul fiind Espresso lung fără zahăr, apărut la editura Dracus Arte în 2016 la București, și cel de-al 4-lea, cel despre care vorbim astăzi, Eva și Raiul Domestic, a apărut tot la editura Dracus Arte din București anul acesta. Revenind la volumul Eva și Raiul Domestic, eu personal am perceput acest volum de versuri. Am să fac o paranteză.
Știam că domnul Silviu Dudescu este actor. Nu știam că este și poet. Știam că își va lansa volumul de versuri la bibliotecă. Răsfoisem deja volumul și nu aveam nicio intenție să ratez acest eveniment. Însă nu știam că voi elucia și serviciile de gazdă. Citind, până la acest volum, n-am mai lecturat nicio altă poezie scrisă de domnia sa. Și eu am perceput acest volum de versuri ca fiind o confesiune extrem de intimă, pe care poetul o folosește ca terapie, ca un mijloc de vindecare. Pentru că, iată, arta dramatică, rolul de actor se pare că nu a fost suficient pentru a vindeca suferința și a fost nevoie și de poezie pentru a face acest lucru. Poezia l-a ajutat să exorcizeze suferința prin confesiune, l-a ajutat să-și dezvăluie cu curaj o lume interioară, o lume interioară extrem de bogată și profund nuanțată. Acum, cu îngăduința dumneavoastră, am să citesc două poezii. Poveste de familie. Mama, după ce tatea mea părăsie, s-a făcut de dacă la o familie înstărită. Familia avea doi băieți. Unul de 2, iar altul de 4 ani. Băieții au îndrăgit-o mult și ziceau mama Rodica. Mama nu avea de dacă cu care să mă lase. Așa că mă lua cu ea, iar eu ziceam mama și atât. Mama îmi cânta și îmi inventa povești cu copii care aveau mamă și tată, și nimeni nu părăsea pe nimeni, niciodată. Tata mai cobora uneori în visul meu pe frânghie, ca Tarzan, dar mi-ar fi plăcut mai mult ca dimineața să intre pe ușă ca toți oamenii. Și a doua poezie, Victor. Mă cheamă Victor. Nu știu dacă acest nume e frumos. Mi l-au dat părinții pe care nu i-am cunoscut. Trăiesc într-un orfelinat de când mă știu și nu știu ce sunt ăia părinții. Am fost odată la grădina zoologică cu grupa mea de la orfelinat și am văzut copii, câte unul sau cel mult doi cu câte doi adulți, un bărbat și o femeie, care îi țineau de mână grijulii. Noi ne țineam între noi, doi câte doi, așa cum ne-a zis doamna. Acești copii erau îmbrăcați foarte frumos, colorat și mâncau înghețată. Noi mâncam numai duminică, duminica, după masa de prânz. Mi-a plăcut asta. Când am ajuns în camera mea, am sustras din camera jucăriilor un ursuleț de pluș și o păpușă Barbie și mi-am făcut proprii părinți. Noaptea după stingere, îi scoteam de sub pernă și dormeam între ei. Mă simțeam foarte bine. Luceafărul se uita la mine, spre dimineață, indiscret ca un pedofil. Am auzit asta la știri, că pedofilii sunt niște adulți care gândesc copiii. Mă simțeam ocrotit și în fiecare dimineață de atunci, mă trezesc învelit și mă gândesc că cei care au părinți nu au niciodată picioarele reci. Mulțumesc! Am scris aceste poezii pentru că fie că își expune propriile sentimente ca în poveste de familie, fie că trăiește sentimentele și experiențele celorlalți, ca în poezia Victor, Silviu Dudescu dezvăluie aproape involuntar o mare gingășie sufletească. Rupți de realitate, prea ancorați în cotidian, ne pierdem în cuvinte și de cele mai multe ori nu suntem capabili, am pierdut capacitatea de a găsi acele litere perfecte care să poată să construiască ceva în care să fie înrămate sentimentele noastre. Silviu Dudescu îmi pare avea o problemă în a găsi aceste litere perfecte. Îi reușește pe deplin acest lucru. Iar scriitorul și profesorul universitar Caius Dobrescu remarca: Silviu Dudescu transportă și în poezie dubla misiune a artei dramatice. Să ne transmită, pe de o parte, bucuria de a trăi, să ne ajute, pe de alta, să ne confruntăm cu imprevizibilul și suferința inerente condiției noastre. Pentru că, așa cum spune Silviu Dudescu, viața e o telenovelă
cu biblioteci nefrecventabile și cu berării mult prea frecventabile. Însă viața e de genul feminin. E mândră. Așa că viața merge înainte. Eu când vreau să fluier, fluier degeaba. Am încercat să vă spun în câteva cuvinte modul în care m-a impactat pe mine volumul de versuri al lui Silviu Dudescu. Însă, mult mai bine o să vorbească și este mult mai avizat să vorbească despre acest volum de versuri invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Ștefan Epure. O să-l invităm să vă spun câteva cuvinte și domnia sa. Eu credeam că domnul Silviu o să vorbesc. La sfârșit. Și apoi, la fel, noi ne cunoaștem aici, eu nu am întâmplarea să cunosc pe domnul lui până acum, dar din ce am observat eu, văd că este un domn deosebit, volubil și cu bună dispoziție. De altfel, știți că este o vorbă cu cine te întâlnești ca să spun cine ești. De data asta s-a nimerit cumva și în sensul că eu la începuturile mele nu am fost la liceu așa cum am fost în ultima parte, 20 de ani, 25 de ani și în momentul în care trebuia să rămân la liceu titular și așa mai departe, la un liceu, se înființase Nadia Comăneci și să merg acolo. Eu n-am dorit lucrul acesta pentru că am zis să merg la liceul de construcții, cum era atunci, pentru că eu nu vreau să scot doctor și nu știu ce mari poeți, să spun. Ci vreau să scot oameni. Uitându-mă în biografia sumară a dumnealui, observ că domnul Silviu a trecut prin foarte multe chestii. A început de la profesională, ca turnător, formator. Deci, turnător, pentru cine nu știe, mă turna metale într-o anume formă. Așa? Și a plecat de acolo, s-a dus și pe șantier, voluntar, a început facultăți, le-a dat deoparte, nu îi se potriveau, probabil, dar indiferent cum ar fi și unde ar fi, eu știu că dumnealui are elemente de drept, de exemplu, a început facultatea de drept, sau ASE, care te ghidează și te călăuzează. Nu poți face chiar orice, nu poți permite să faci chiar orice. Și iată că, la un moment dat, a plecat și spre actorie, ce a crezut, probabil, dumnealui, că îi se potrivește. Poate de Dumnezeu, spunem noi, să vină și aici cu o piesă de teatru. E o idee. Sau să vină cu ceva la biblioteca nouă. La biblioteca nouă, pentru că acolo avem. Eu am zis aici și nu acum. Da, voi e, se fac o mică paranteză, tocmai am spus premiera unui spectacol fulmea unui profesor de-al lui Mihai Ignat, foarte cunoscut, a luat pe BBC, se numește Ce vine după, cu doi actori, deci nu e. Și s-ar putea să fie o piesă foarte, foarte drăguță, care se pretează și se poate juca cu elemente minimaliste, nu trebuie chiar mult decor, decât un copac, o pădure și trei blocuri. Dar nu, asta este important. Este mesajul și a noi trăzire. Se poate face proiecția. Deci, v-am făcut semnificația. Da, mulțumesc și atâta să țin cont. Gata. Da, da, da. Sunt consilierul de cultură de la primărie să-i spui. Întorcându-ne acum la poezie. Deci, nu am citit nici volumele anterioare ale dumneavoastră, dar nu ne-am cunoscut, nu a fost probabil popularizat aici și n-am plus condiția mea pe care dumneavoastră o știți și nu mai repet.
Volumul de față este un volum care se înscrie în actualitate. Actualitatea noastră, de zi cu zi, chiar dacă unele poezii apar din 1918-1919, deci chiar din 1918 în 1923, sunt aici înșirate o serie de texte. În ce mă privește... 2023-2018, să... scuze. Păi, bă, n-am... A zis 1918 și să nu... Să mă zicurau cu unii... Plecăm și de-a fost să plecăm. Acum o să mă consider Dorian Grânia, dacă... Urmirea cu noi. Se mai întâmplă și la casă. Primesc, și nu mi se întâmplă. Dar cel înțelept înțelept. Cele două capitole, să le înțeleg așa, Eva, Raiul Domestic și Raiul Domestic și Viața ca o pradă. Ca o pradă. O paradă. Eu aș vrea scuze că zic o paradă. Reflectă, am spus, anumite chestii de realitate. Eu am o altă percepție față de poezie care, vorba lui Eminescu, deși, sigur, trebuie să se scrie altfel de la Eminescu, încoace se scrie altfel, poezia trebuie să încifreze. Ea dă o idee sau mai multe idei și se încifrează. Nu toată lumea poate să priceapă, pentru că nu toată lumea are suficientă pregătire sau suficientă aplicare spre o anumită latură, spre un anumit aspect. Și firește, fiecare va lua din poezie și din orice operă ce îi se potrivește. Mă bucur că textele sunt bine structurate. Însă, așa cum spuneam mai înainte, se cultivă aici versul alb și nu cu rimă și nu în strofe, dar care dau o idee bazată pe un motiv sau anumite motive. Problema Raiului și a Evei, că asta este... A abordat-o și Blaga. Și în poezia Eva. Și Blaga spune la un moment dat că șarpele i-a șoptit la ureche ceva Evei, ce nimeni nu știe, nici Dumnezeu chiar. Asta înseamnă că femeia are și farmec, dar și secretul feminin pe care, în genere, bărbatul nu-l cunoaște. Și poate nu-l va cunoaște niciodată. Chiar dacă stau împreună, să zicem, prin căsnicie sau altcumva, multă vreme. Ei, are supleva pe acest secret pe care noi nu știm. Dar tocmai acest secret ne face să ne apropiem de femeie, ne face să ne placă femeia, să o iubim cu drag și să mergem mai departe împliniți, cum se spune.
eu mai am niște lucruri pe aici, de exemplu, dar pun și pe seama editurii. În foarte multe situații am întâlnit, nu neapărat în cartea aceasta, am întâlnit probleme de stil, de exprimare, care pot fi corectate. Ca să nu mai spun de greșeli, de ortografie sau de sintaxă, care trebuie să fie corectate până când se tipărește cartea propriu-zisă, pentru că se editează un semnal, un exemplar de semnal, unde autorul poate să vină cu niște explicații, corectări și așa mai departe, și, pe urmă, se dă cartea la tipar. Ei, în momentul în care cartea este tipărită, atunci ea exprimă și limba literară, exprimă și tot ceea ce dorește autorul. N-am să intru în amănunte, că nu doresc acel lucru. Poeziile sunt taxate, am spus, pe anumite motive. Motivul Evei, de care am vorbit mai înainte, folosește în speță comparația și mai puțin metafora, la modul general, vorbesc, și pe mine m-a deranjat, de exemplu, ori la o situație. Ori că vorba, știți voi dumneavoastră, cui? Ori, păi hotărâți-vă, e femeie frumoasă, ori nu e frumoasă? Zic și eu. Adică, dacă punem un lucru aici, e frumoasă, a spus, punct, clar, nu mai discutăm altceva. Sigur că este alt aspect și nu... Dar curgerea lucrurilor, cumva, la un moment dat, schimbă... Ei, sigur, îi dă cititorului posibilitatea să reflecte, să duce... Dar eu, fiind că am fost profesor, țin mai mult... Și acolo, cu penița pe... Lucrul acesta, chiar dacă am ajuns și eu niște... Chiar dacă mai scris eu câte ceva, mă rog. Am și întâlnit pe aici să vă asta mai mult pentru mine. Chestia cu Didina, de exemplu, se întoarce. Și mai e câte o poezie. Probabil este ceva din autobiografie sau o vecină, să zicem. Da, deci o situație. Da, da. Undeva și dumneavoastră a prins-o aici. Să zicem așa, să găseam. Care vara, nu știu ce. Ori după care, urma virgulă. Care vara. Și atunci... A fost corectura de editură. Păi, da, 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 și ce a spus mai înainte. Da, e adevărat. Da. Am văzut că mi-au mâncat multe virgule și multe mi-au schimbat sensul. Nu, dar mi-au schimbat sensul, că de multe ori o virgulă... Sigur, dar schimbă de Eu aici, iertați-mă, nu vreau să de acord cu dumneavoastră în folosirea unor cuvinte periferice. Dar mai depinde cine le spunea cuvintele alea, că e în context. Da, adică nu le spunea cineva, prezintă o realitate. Bineînțeles că sunt între semnificări, am văzut. Da. Am văzut. Ei, da, știți, precum copilașul ăla, unde mamă Gigel a spus aia, dar nu spun asta, dar spune tot la fel. Ei, cam așa tot. Eu nu judec pe nimeni, eu las, eu trec personajele și cititorul de ea și judec. Păi, am zis bine. Nu, eu vorbesc pentru că, cum să vă spun, noi, dumneavoastră, poeții, oameni de cultură, de mai departe, trebuie să aibă un vocabular
cât se poate de corect. Nu trebuie să apară, să zicem, cuvinte periferice, că nu e. Asta le învăț din copilărie. Da. Vrei, nu vrei. Colegii de joacă, așa mai departe spun. Ei, dar în momentul în care eu am tipărit, în momentul în care am spus ceva, ai acolo trebuie să... E o părere. Da. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și eu sunt, nu sunt un om care folosesc cuvinte licențioase, chiar mă feresc, chiar și în teatru mă feresc și scot cuvinte licențioase. Dar sunt personaje care, cum să spun eu, ne dăm seama, oameni din jurul nostru care vorbesc așa și ca să fac cât mai autentic pe personajul respectiv, trebuie să-i spun în vorbele ca atare, ca să pară cât mai... Dar mai sus cum e în casa lui Chiaburu, ceva de genul ăsta, nu? Da, Chiaburu, știți? Adică asta e, problema Chiaburu. Chiar există un personal, să știți. Dar am și oameni care pot confirma. Deținul meu. Deci există, nu e un substantiv comun, chiar există. În nume. Și Chiaburu, de origine. Hai să și încheiem, ca să nu lungem prea mult vorba. Să vă felicit încă o dată și vă bucur că ne-am cunoscut. Și de da, o să povesc eu. Asta închei ideea cu să vă rog profesor. Dar, sunt imperfecțiuni, normal, nu există o carte perfectă, la oricine. Că-i cărtăresc, că nu știu ce, se găsesc mii de... Și domnul profesor a făcut foarte bine, le-a pus, eu știam de ele, deci nu era o noutate pentru mine. Și, da, editurile, Sky editurile, apăs trece la partea frumoasă, ca să satisfacă și dorințele doamnelor, nu știu ce. Poeziile astea sunt poezii de suflet. De fapt, de multe ori am spus că între coperțele astea nu e o carte, poate nici nu e poezie. Canonic, nici măcar nu e poezie. Adică e poezie, dar nu e poezie, nu se încadrează în schema, în tiparul lui Eminescu, lui Bacovia sau lui Blaj. Nu, e o poezie modernă, poezie, genul ăsta de poezie se făcea în spațiul anglo-saxon, am mai spus asta, se făcea de an bun, Charles Bukowski, Ezra Pons, mai ales la mine, că eu am multă poezie cu imagini și nu știu ce. E o lume pe care eu am descoperit-o din masterul la scriere creatoare a Facultății de Drept din Brașov. Și mi-am dat seama, nu pentru, eu nu scriu așa pentru că e la modă, Doamne ferește, eu scriu așa pentru că e stilul care mi se potrivește, în care m-am regăsit, în care eu pot să fiu liber. Eu mă pot exprima așa. Și personajele care, căruia domnului profesor i s-a părut un pic pretențioase, vorbesc așa, tocmai pentru că am vrut să-i dau autenticitatea unui domn care nu avea prea multă cultură, care era un tractorist, care nu avea și vorbea ca atare, că dacă eu pot pune niște vorbe de filosof în gura unui tractorist, pare fals. Atunci eu caut să vorbesc cât mai, cum să spun eu, personajele să fie reale, trebuie să folosească vocabularul real, ca să fie, că și, acum să mă scuzați, și Marin Preda folosește o înjurătură. Dar asta nu înseamnă că valoarea cărții e înjurătura, băi, el a pus-o în gura unui personaj, tocmai ca să pară autentic. Ei, ceea ce am făcut eu în cartea respectivă, eu am vrut ca personajele mele să fie cât mai autentice. Eu nu scriu o poezie unde tot e frumos, tot e cu păsărele, tot viața e frumoasă, nu. Viața e și tristă, e plină și de dramă, după cum vedeți, și copii orfani și copii părăsiți. E plină și de bucurii, și de Paști, și de Crăciun, și de sărbători. E plină de lucruri frumoase, de copiii care mi se nasc, de nepoți, de bucuriile vieții, de zi. Cum să spun, eu scriu despre toate acestea în cartea asta. Norea Iuga, marea poetesă, povestea că i-ar vrea să scriu o carte în care să unească poezia cu proza. Eu am încercat să fac asta. Nu cred, nu știu cât mi-a reușit, dar am încercat să fac asta. Pentru că omul contemporan nu mai are timp să citească cărți de genul Război și Pace. Dar totuși o idee, ceva care să-l atingă, o emoție, e artă atunci când produsul respectiv produce emoții, indiferent că e muzică, că e teatru sau că e poezie, sau că e o carte așa. Povestirile astea scurte, povestioare, poetice, ca să zic așa, sunt chestii care pe mulți oameni le emoționează, le ating undeva. Oamenii se regăsesc. M-am regăsit, m-am simțit. Folosind
elemente poetice, am renunțat la hipermetaforizare, că ați văzut că metaforele, deși la început, să știți că am început cu vers, cu versuri, cu metafore încărcate, erau foarte obositoare pentru omul contemporan. Și atunci am zis, domnule, vin ceva în întâmpinare. Ce se cere? Exact ca la piață. Cere și ofertă. Dar asta nu înseamnă că sunt comercial. Nu. E chestia să devin. Să produc o emoție, o scânteie în sufletul dumneavoastră. De fapt, asta e, despre asta e povestea. Și atunci, tot ce a spus doamna este foarte adevărat, tot ce a spus domnul este foarte adevărat. Și acum o să vă citesc niște poeme din cartea mea. Eu fiind și actor, dar să știți că de multe ori s-ar putea, eu zic că doamna l-a citit mai bine decât l-a citit eu. Da. De multe ori, fiind scris de mine, mă și emoționează și s-ar putea să la unele chiar să-mi dea lacrimile, dar sunt om și eu. Și tot mai carne. Da. De asta, pentru că sunt adevărat. Nu pot să fiu fals. Întotdeauna ce am urât în viața asta a fost falsitatea. Omul care vrea să scrie altfel decât e el, care nu scrie despre universul lui, o să apar, apropo, în vreo 3 ani, poate o să apar cu un volum de proză scurtă care se numește, se va numi, de fapt, Povestiri pe Libertății 5, unde am locuit un timp și personajele sunt foarte colorate și nu știu ce. Și foarte pitorești. Și asta, eu scriu doar despre viață, scriu despre oameni. Pentru că așa fals, că nu știu ce, de multe ori, că veni vorba de studenții la facultatea de literatură, colegi cu mine. Eu venim dintr-un mediu, o venim de la jos, de la talpa țării, cum ar veni, și ajungând la un nivel, am trecut prin toate structurile. Exact pe pământul, cum e. Am trecut prin, și am văzut, am cunoscut lumea de jos, cel mai de jos, până de sus. Până la mediul universitar academic. Și și studenți care termină facultatea de litere și sunt băieți foarte deștepți, dar le lipsește totuși ceva. Ce le lipsește? Viața. Pentru că ei scriu, fac niște imitații de anumiți autori. Ei nu sunt autentici. Tot ce scriu ei, nu există viața acolo, pentru că ei n-au trăit. Pentru că au avut o viață liniară. I-au dat anumite la facultatea de litere, au terminat, au un profesor într-o școală. Dar ei nu e. Viața lor se vede că nu e viață. Ei nu fac decât ce au citit din ăla, din ăla, din ăla. Asta a început cu om, să scot oameni. Și m-am gândit la dumneavoastră, deci ați început așa, și iată că v-ați ridicat, nu a fost convenabil într-o parte sau în alta, v-ați ridicat și aveți o cultură deosebită și diversă, și atunci și cartea este la fel. Mai că doamna probabil n-a fost obișnuită. Pentru că vorbeam de talent, fiecare și-a mulțit talent. Teodor Bună, redactorul șef al editurii Tracostarte, mi-a spus așa, doamne, vreau să-ți public și biografie, pentru că ai o biografie spectaculoasă. De la autorii americani n-am mai văzut biografia așa, ca acolo, O'Neill, Arthur Miller, Hemingway, cum să spun eu, oameni care au avut meserii diverse, au fost pe rând, hamali, marinari, au vâns profesori, au vâns nu știu ce, au făcut munci diverse, nu s-au părit să facă munci grele, nu s-au părit să capete experiențe de viață. Deci nu te perești. Sau mă, în actorie, văd un fost coleg de prieten din copilărie, Doriner, care a fost miner, Richard Burton, care a fost miner și a fost unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Deci nu e. Oamenii care au experiențe de viață pot reflecta în artă foarte bine viața, pentru că ei o cunosc. E nu o viață falsă sau fată. Sunt oameni adevărați. Și atunci o să vă citesc. Și acum am făcut așa un preambul la ce vă citesc. Tocmai ca să înțelegeți scrierile mele. Acum o să vă citesc o poezie de dragoste. Simplă. Da? Scrisoarea unei călătorii. Mai știi când ne spuneam, hai să te fac o tură cu mașina? Mașina era o rabă de Solența. Hai să o luăm pe calea București, să trecem de dâmbul Morii, să mergem spre Timișul de Vos sau de Sus, unde în trafic să înjurăm pe șoferii cu număr de Prahova, care ne claxonează că mergem regulamentar. Îmi opresc cât de repede veneai. Opreai întotdeauna la cotul Donului. De fapt, aici ne se termina călătoria. Comandam mici și bere, iar eu te urmăream fascinant, cum tu,
cu muștar la colțul gurii, povestea aprinsă despre disputele colegilor de serviciu. La întoarcere te luam cu mâna dreaptă de după umăr, iar cu stânga țineam volanul. Mergeam încet și ascultam casete de muzică veche. Mai știi? Preferata noastră era Prieten drag, cântată de Pompilia Stoian. Timpul a trecut, tu te-ai măritat, eu m-am însurat, tu ai devenit mercantilă și te-ai îndepărtat de poezie, eu am rămas visător și m-am ferit toată viața să devin bogat. De fapt, ce vreau să spun e că au înflorit teii, iar afară miroase îmbătător, draga mea. Plimbare între două palme. Aveam vreo 14 sau 15 ani. Ochii negri, o ușoară formă de strabism. Am luat-o de mână și nu știa ce să zic. Era prima fată cu care mă plimbam de mână. Am văzut un afiș de film cu un bărbat sigur pe el, cu o privire magnetizantă. Aș fi vrut să folosesc și eu aceeași rețetă, dar trăsăturile mele de copil caricaturizau orice tentativă. S-a oprit, m-a privit și și-a apropiat buzele de buzele mele. Atingerea era moale și fierbinte. Îmi pare rău că n-am avut eu inițiativa. M-am simțit umilit, de parcă eu aș fi fost fata. Apoi mi-a tras o palmă, spunându-mi că sunt cam îndrăzneț. M-a luat de mână și a plecat mai departe. Eu, cu obrazul înroșit, mă gândeam cu emoție la următoarea palmă pe care urma să o primesc. Eu am mai consemnat, nu m-ați lăsat, dar nu contează, purtăm un dialog, tocmai știe această poezie și altele, multe dintre poezii în 2018-2019 sunt mult mai sincere, mult mai apropiate sufletește. Faptul că era timid în situația respectivă, iată, a primit o palmă. Putea să mai primească încă una. Dacă nu ați arătat. Dar, da, nu. Asta era expresia propriilor sentimente, însă povestește și trăirile altor personaje. Da, de multe personaje. De aia zic că eu, într-o povestire scurtă, poetic, caut să cuprind cât cuprinde unul, poate, într-un roman. Sau una, de aia zic, cuprind totul, dar să cuprind mult. De aia zic. Eva și Raiul Domestic care dă titlul acestei cărți. După ce Eva a fost izgonită din rai pentru furtări necuvincioase, a fost exilată în bucătărie. Adam chipurile pleca la vânat. Dar n-avea nici suliță și nici undiță. Eva gătea toată ziua legume sălbatice și compot de fructe. Dimineața mulgea niște capre care se ajoaseră pe lângă colibă. Odată, laptele rămas într-o urcică lângă colibă s-a prins. Și așa a apărut smântână, iaurtul și brânza. Adam nu contenea să o tachineze. Mare brânză ai făcut și tu. Adam, pentru că trăia într-o colibă, Adam nu avea prea multe de reparat. Se pitisea. Într-o zi a văzut că struguri uitați de vreo săptămână într-un căuș fermentaseră. A băut zeama și o lăsaseră boabele stabilite și s-a simțit foarte bine. Ridică ochii spre cer și spune: mulțumesc ție, Doamne, pentru această licoare minunată. Dar când îmi creez și mie un prieten să am cu cine sta la taifas? Dumnezeu, care tocmai se pregătea să închide cerul pentru totdeauna, îi răspunde: ce știi tu, Adame, despre prietenie? Lumină din lumină. Lumina creștea din mine până mi-am locuit oasele și carne. Pielea mi-acoperea lumina ca un abajur. Era de înviere. Bisericuța de lemn jubrezită de timp. Hristos a înviat, răsunea ecoul răsuflărilor noastre. Stinse după atâtea post. Eu mă scurtasem în joia mare cu cozonac împreună cu pisica. În fața familiei, păcatul și la sumasă doar pisica. Privesc spre icoana cu cina cea de taină și simt cum Iisus mă privește complice, ba chiar și duce degetul la nas, la nala dreaptă, ca Elena Udrea la intrarea în închisoare. Gestul mă liniștește. Ocolim biserica de trei ori. Vântul păgân
ne stinge lumânările. Eu fiind tot o lumină, mă înalț ca un lampion chinezesc. Oamenii mă privesc uniți și spun, uitați o înălțare de înviere! De sus, privesc satul mic de poști răzești moldoveni. Lumina s-a stins. Știam că până la urmă o să mă sting de dorul lui. Oasele și carnea au revenit cu pielea mea. Era mai greu decât aerul și, ca să nu mă prăbușesc, Dumnezeu mi-a îngăduit să cobor pe barba lui până în ograda bunicilor, lângă Eslea, unde o oiță neagră tocmai pătase un mielar. Căutări. La nisipărie era locul de preferat de joacă pentru copiii săraci. Eu eram unul dintre ei, poate mai sărac decât ceilalți, pentru că nu aveam tată. În seriile de vară, toți veneau să-și ia copiii acasă. Nu cu mai satură noaiba de halcă. Și mi-am dat și tot o scatoalcă. Mie nu-mi dădea nimeni nimic. După ce plecau cu toții, rămâneam să savurez privilegiile de orfan. Întins pe spate, pe nisipul cald, mă uitam la stele și la lună. Nu știam nimic despre ele, dar le îmbrățișam cu ochii, de parcă ar fi făcut parte din familie. Într-un târziu, ajungeam acasă la bunicii mei, care își pierduseră de mult reflexul de a mai căuta pe cineva. Dar, dacă tot ne dai viața, Doamne, nu ne-o da cu zvârcenie. Dă-ne-o din toată inima, fără boli, fără neîmpliniri, fără accidente. Oare inima lui Dumnezeu funcționează ca a noastră? Deci ca și cum ai compara un motor de trabant cu motorul unui vapor. Dar, totuși, Doamne, nu știu și nici nu-mi bat capul cu mintea mea de ființă mică și proastă. Eu te rog să ne dai viața așa cum noi dăruim un cadou celui pe care îl iubim. Foarte frumos, foarte bine. M-a lăsat doamna să spun mai mult. Da. Aveam de ce să spun. Și cred că veți fi mai bine cunoscut dacă veți veni și ca actor și ca personaj de film. Ca personal de film, cred că am ajuns. Și la Dumnezeu, la noi. Da. Așa. Și la multe grăți înainte. Da. Și acum o să vă citesc... Ar trebui frumoasă cine este cu ția da? Da, așa e. O să vă citesc două poeme din volumul care a apărut Stena Poetrie 2010, care fac poemele astea, fac legătură cu celelalte carte respectivă. E o punte, adică există garsoniera mamă și mama aici și o să profit de ocazie să citesc poezia asta. Pe mama o văd din ce în ce mai rar, spre în alt oraș. S-a mutat într-o garsonieră. Ultima dată când am văzut, avea părul ca un măr înflorit și era foarte mică. Lucru care ne-a împiedicat-o să-mi facă dulceață de cireșe amară. Mama a rămas văduvă de tânăr. Fratele meu mai mic a murit în accident. Surorile mele văduve, una în America și una în acest oraș, au și oasele în doliu. Mama a adunat în trupul ei suferința unui întreg război care nu s-a petrecut. În garsoniera mama îmi observa că stricată instalația de apă ca și cea electrică. M-am rușinat când mă pricepeam să le repar. Mi-a plăcut prea mult literatura. I-am promis că o să chem când o să mai vin pe cineva să-i le repare. Mama m-a privit cu ochii ei mici, căprui, care parcă îmi spuneau, unele lucruri nu se vor repara niciodată. Le mulțumim atât domnului profesor Ștefan Iecure pentru prezență. Îi mulțumim domnului Silviu Dudescu pentru, iată, lectura acestor poeme. Și dacă este cineva în sală care dorește să ia cuvântul, să spună câteva cuvinte, cu mare drag, este cineva? Vă rog.
eu fost prieten în copilărie, la risipărie. Să rămân la Doamne, din seara la Domn. Îți spun că cu mine s-a petrecut copilăria. Am fost fratelui mai mare, ca să zic. A plecat de la satul nostru, Buda, să numește, Răitoasa, Anina Onești, după aia a plecat din Onești, a venit eu în Onești. Sunt aici din 1984. Am făcut și eu profesional, am făcut și liceu, la chimie, acum lucrez la Delgaz, la gaze, mai sigur că ceilalți colegi sunt mai de... Am și emoții de la... Este bine și toată lumea înțelege lucrul acesta. Când m-a sunat, acum vreo două săptămâni, mi-a zis că m-a stat o carte la Onești, în principiu la tine acolo, la bibliotecă. Păi zic, biblioteca e în construcție, acum trec lângă ea. Toată ziua prin orașul, cum să zice, pe Onești. Asta e meseria mea, să fac detectarii la gaze, ca să stăm în siguranță, să nu se întâmplă. Ne lăsați telefonul. Exact. Și mă sună toată lumea. Apropo, mă cam cunoști în oraș. Apropo de chestia asta, fac o paranteză acum, că tu trec emoțiile văstică. Eu, tocmai întâmplător, am scos anul trecut o piesă de teatru, un evoc cu rolul unui funcționar de la gază. E o piesă turcească adaptată de regizor, făcută în stilul doamna Jete și doamna Hain. E vorba despre două doamne, două vârste considerabile, care așteptau un funcționar de la gază, căruia îi se dăduse vestea că era violator în serie. Și ele l-așteptau că îi zicea, Doamne, de-ar veni și pe la noi, Doamne, de n-ar veni și pe la noi. Da, și tot îl așteptau, și tot îl bărau poza, zicea, dar arată bine, chiar se ține bine domnul respectiv, funcționarul de la gază. Acum, e foarte bine, pentru că o să joc în continuare piesa cu cum am jucat, să am imaginea asta. Va fi mult mai autentic. Bă, să-ți dau și o ținută. Să sunt la... Ce să spun? Îl felicit pentru parcursul care și l-a meritat, ca să spun așa, la viața grea care e. Da. Deci chiar la copilărit de mici mi-am știut. Și numai prostii am făcut, nu știu cum să spun. Începând de la arcuri, omor. Îți fie în următoarea carte. Da. Făceam arcuri și duceam la păduri. Da. Deci, foarte. Nu, am avut o viață chiar cu copilărie chiar frumoasă. Chiar dacă a fost cu greutăți. Dar nu le vedeam. Da. Noi eram tot. Lumea noastră era între bibliotecă, noi ne împrumutam cărțile unul la altul, bibliotecă să dească câte poate fi unde. Și după aia le aplicam, le puneam în practică, jucându-ne tot. Dar nu erau celulari, nu erau celulari și tablete. Da, nu erau, dar eram foarte fericit. El era tot, era capru. De atunci se prefigura cum ar veni destinul meu actoricesc, ca să zic așa, pentru că de atunci făceam personajul. Chiar și bătrânii spunea, tu ești bun de acolo, tu ești bun de acolo, și Dumnezeu, da, la asta să ajungă acolo. Ce să... Mulțumesc, Costică, mulțumesc. Să fii sănătos, familia și familia. Da. Uite, asta e ca... Vă mulțumim și dacă mai este altcineva care dorește să spună câteva cuvinte? Dintre lupe, dintre prieteni, dintre altul. Unde se găsesc cărțile? După ce vor fi înregistrate la bibliotecă, puteți să veniți să le împrumutați de la bibliotecă. Momentan încă nu au fost înregistrate, știți? Da. Iar cine vrea să cumpere, le-am zis și aici. Da, deci sigur că da. La ce preț acum? 20 de lei, asta e ba, și 10 lei aia mai subțire. Stand-up poetic. Stand-up poetic. Deci, da, deci dacă nimeni nu mai dorește să mai spună câteva cuvinte, noi vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența alături de noi. Va urma un moment de autografe, când autorul, iată, va acorda autografe și un coloziu de impresii, dacă doriți să participați la el. Vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru prezență și
felicităm autorul, iată, pentru acest volumnivers și sunt convinsă că vor mai urma multe altele. Da, da. Domnul Simon Morav. Am scris un număr de telefon acolo și o adresă de mail.